George Mihăiță va împlini în curând vârsta de 75 de ani. Din septembrie 2022 joacă cu mare succes rolul principal din serialul Clanul de la ProTV. Cu mult tumor, actualul director al Teatrului de Comedie spune că a început cu un rol candid, cel al lui Vuică din Reconstituirea, și sfârșește cu unul de mafiot. A refuzat în ultima vreme cel puțin alte două oferte de a juca în diverse pelicule, tocmai pentru a nu-i face concurență lui Bebe Măcelaru. George Mihăiță e de părere că rolul său actual e unul care îl obligă să continue să-și facă meseria cu aceeași pasiune din primii ani de facultate. La finele anului e ferm hotărât să se retragă de la conducerea Teatrului de Comedie, dar pare decis să continue să urce pe scenă, în diverse spectacole.